De sute de ani, pe 1 aprilie este marcată Ziua Păcălelilor. Originile acestei zile nu sunt cunoscute cu exactitate. Există diferite teorii cu privire la istoricul sărbătorii. Cert este că cei care au simțul umorului profită de ocazie și se țin de șotii în fiecare an. Făcut vreo farsă? I-am scris mamei mele că am luat un 4 la istorie. A crezut? Nu. N-a ținut păcălea. N-a ținut, nu. Dar tu ai fost păcălită în vreun fel? Sincer, nu, până acum. Ești precaută toată ziua? Da, am grijă. Ai făcut păcăleli de ziua asta? Da, mamei. Ce ai? Cum ai păcălit-o? Ea urăște șerpii și am pus un șarpe în frigider într-un borcan. Șarpe viu? Nu, de plastic. Ca să sperii un pic așa, dar n-a fost cine știe ce. Atât. S-a speriat puțin. Puțin. Cea mai amuzantă păcăleală, care a fost, Antonia? Când am băut toată cana de ceai și bunica mea, și am păcălit-o pe bunica mea când am băut-o pe toată. Da, mi s-a făcut o farsă. Mi-a zis un coleg că astăzi mă place o fată, dar de fapt fata aia mă urăște și a fost așa mai caterincă că o știu și na. Ai prins gustul păcălării? Da, m-a păcălit destul de bine, ce să fac? Și tu ai păcălit pe cineva? Momentan nu. Mai făceam destul la servicii, trimiteam pe cât un coleg undeva și nu avea ce, nu era chemat acolo să afla în fața faptului împlinit, că n-avea de asta, așa, de copii. Cred că ultima păcăleală am făcut-o acum vreo 5 ani când m-am căsătorit. Când ce? Când m-am căsătorit. Ne-am păcălit reciproc. Și vă pare rău acum? Sau? Nu. Aș minți dacă aș spune că pare. Dar aș fa vreo farsă din asta să puneți sare în cafea? Nu. Azi încă nu, dar nu e timpul trecut. Ai fost păcălit în urmă? Da, de un prieten cu care s-a spart cauciucul de la mașină, dar nu, m-am prins că era o farsă. Cam nicio farsă n-am făcut și doar una am luat. Mulți consideră că micile farse sunt inofensive, mai ales de 1 aprilie.